Ce scrie pe ea? Tabără, oameni, mitul. Și ce mai scrie după mitul? Ce scrie? Aici ce scrie? Data, 24.07. Cele patru persoane reținute în dosarul deschis sunt suspectate de infracțiuni de corupție, luare de mită în formă continuată, fals intelectual și trafic de influență în formă continuată. Magistrații vor decide dacă inculpații vor fi prezentați instanței de judecată cu propunerea de arestare preventivă. Parchetul de pe lângă Tribunalul Gorj a dispus reținerea preventivă pentru 24 de ore a unui număr de patru persoane suspecte de săvârșirea unor infracțiuni de corupție, respectiv infracțiuni de luare de mită în formă continuată, fals intelectual și trafic de influență în formă continuată. Nu doar angajații Registrului Autoromân se află în atenția anchetatorilor, ci și cei care intermediau înmatriculările fiind efectuate perchezitii la sediul unei firme. Trei dintre persoanele reținute în calitate de suspect în cauză sunt funcționari în cadrul Registrului Autoromân Reprezentanța Gorj, iar faptele pentru care aceștia sunt cercetați sunt în legătură cu primirea unor sume de bani pentru omologarea în vederea înmatriculării a mai multor autoturisme în condiții nelegale. Cea de a patra persoană reținută în cauză este suspectă cu privire la faptul că a pretins și primit de la mai multe persoane diverse sume de bani, pretinzând că exercită influență asupra funcționarilor angajați ai Registrului Autoromân Reprezentanța Gorj pentru a-i determina să-și încalce atribuțiile de serviciu și a omologa autoturisme pentru înmatriculare în condiții nelegale. Audierile au venit după ce un funcționar de la Registrul Autoromân a fost prins în flagrant luând 700 de lei mită. Direcția Generală Anticorupție a emis un comunicat de presă. Marți 24 iulie, ofițerii DGA SJA Gorj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, au organizat și efectuat activitatea de prindere în flagrant a unei persoane fără calitate specială, angajat al unei instituții publice, care a primit cu titlu de mită suma de 710 lei de la reprezentantul unei societăți comerciale de intermediere în matriculări autovehicule, în scopul obținerii avizului de inspecție tehnică a unui autovehicul achiziționat din Anglia, care nu respecta condițiile tehnice. Se arată în comunicatul de presă al DGA. Echipe formate din reprezentanți ai Direcției Generale Anticorupție, polițiști și jandarmi au descins ieri la Registrul Autoromân Gorj, unde mai mulți angajați erau suspectați că treceau cu vederea defecțiunile unor mașini în schimbul unor foloase.